Frații Tarnovski au obținut rezultate de moral în ajunul plecării la Olimpiada de la Rio de Janeiro, în cadrul campionatului european de la Moscova, acolo unde au participat cei mai tari canotori de pe bătrânul continent. Sportivii noștri au cucerit 2 medalii. Sergei Tarnovski a obținut argintul în finala probei de canoe simplu la distanța de 1000 de metri, cu rezultatul de 3 minute 55 de secunde și 148 de miimi. Moldoveanul a fost în trecut doar de renumitul german Sebastian Brendel, multiplu campion olimpic și mondial. Al treilea pe podium a fost Martin Fuxa din Cehia, care este unul dintre cei mai experimentați canoiști din lume. De partea cealaltă, fratele său Oleg Tarnovski s-a clasat pe locul 3 în finala probei de canoe simplu, la distanța de 500 de metri, înregistrând timpul de 1 minut 49 de secunde și 284 de miimi. Ulterior, frații Tarnovski au format o echipă și au concurat la proba de canoe dublu, plasându-se pe poziția a patra pe distanțele de 1000 și 500 de metri. Dintre sportivii moldoveni în faza decisivă a campionatului european de la Moscova au mai concurat Ilie Oprea, Ilie Sprâncean și Oleg Nuța.